Samos, Someș, un râu care și-a păstrat numele de-a lungul mileniilor, dovadă a continuității populației latinofone pe aceste meleaguri. Îl întâlnim traversând orașul Gherla, unde odinioară se înălța un străvechi castru roman, în jurul căruia existau și unele așezări civile romane. Din Napoca, de pe traseul drumului imperial, pornea un drum secundar ce urma cursul Someșului Mic și ducea la castrul de la Gherla, de unde pe Lacășei mergea până la Tihău, Ilișua și Orheiul Bistriței. Ah, cum arăt? Foarte bine, parcă tu ești Cezar. Roman, normal. Chiar mă simt ca un roman aici, pe drumul roman. Da, că pe aici trecea drumul roman. Da, pe aici, care pe Someș. Prin Bunești ajungea în Dej. Știi ce vreau să zic? Zic. M-a auzit? Că drumul pe unde trec mașinile, da, vor să-l mute pe aici ca să fie mai scurt către Dej. Pe drumul roman. Dar oare și... de ce? Nu știu, hai să-l întrebăm pe primar. Da, chiar că am putea să mergem să-l căutăm. Hai să vedem. Exact, hai să mergem să-l căutăm. Ruinele vechiului castru, pe cărămizile căruia era aplicată inscripția a la secunda Pannoniorum, au dispărut cu totul în decursul timpului, mai ales din cauza necruțării omenești. Ultimele sale urme au fost acoperite de fundația de beton a combinatului de prelucrare a lemnului. Aici, în Gherla, era un castru roman. Ce ne-ați putea spune despre el? În această vitrină, obiectele din această vitrină au fost descoperite toate în castru roman de la Gherla, cu ocazia săpăturilor de ridicare a combinatului. Vase din ceramică, fragmente de sticlă, ace de păr, greutăți pentru războiul de țesut, fragmente de strecurătoare. Dintre multele obiecte descoperite în castru roman, avem două diplome militare. O diplomă datând din 123, care o avem în original, și o diplomă din 2 iulie 133, de la care avem numai fotocopiile, originalul fiind la Muzeul Național de Istorie din București. De ce este unul din documentele cele mai importante descoperite în castru? Până la descoperirea acestei diplome se credea că Dacia a fost împărțită în trei părți pe timpul împăratului Marc Aurelius la 158, dar diploma pomenește Dacia Porolisensis și având inscripția 133, deci la anul 133 era Dacia Porolisensis și asta răstoarnă puțin mersul istoriei și ne spune că Dacia a fost împărțită pe trei părți încă pe timpul împăratului roman Hadrian. Venim de la castru și n-am văzut nimic acolo. Ce ne puteți spune? Ce s-a întâmplat cu castrul? Nici nu o să puteți vedea, pentru că în 1960, când s-a început construirea combinatului de industrializare a lemnului, s-a turnat o placă de ciment pe castrul roman și s-a ridicat combinatul de prelucrare a lemnului. Câteva pietre din castrul roman, pavajul castrului roman, îmbinate în felul următor cum sunt la noi în vitrină, de diferite forme și dimensiuni, greu carbonizat, ceea ce ne arată ocupația de bază a locuitorilor din zonă, un fragment de statuie din ceramică, greutăți pentru războiul de țesut, toate acestea au fost descoperite în castrul roman în decursul săpăturilor arheologice. Ce reprezintă acest obiect? Dacă ne puteți spune. Este o râșniță romană. Nu știu dacă voi, tineretul de astăzi, știe ce este râșnița. Eu pe elevi când îi întreb, știți, ați auzit de râșniță, știți ce este râșnița? Și atunci copiii îmi răspund, da, cea cu care macină mama cafeaua. Este exact, este bunicul râșniței de cafea.
Tot așa, tot acest, în acest scop se folosea, cerealele erau puse pe orificiu din de sus, râșnița se mișca pe suprafața altei pietre, tot cu asperități, și astfel se făcea făina. Era acționată manual sau de animale? În această vitrină v-aș reține atenția cu câteva opaițe deosebit de interesante și o stelă funerară a lui Iulius Crescens, descoperită la Cășei. Este o piesă deosebit de importantă pentru că, analizând-o, vedem un soldat roman dă mâna cu o femeie dacă. Regretul nostru este că avem doar această fotocopie, originalul ei aflându-se la Muzeul Național de Istorie din București și, după părerea mea, valoarea acestei piese aici ar fi, în zona la noi, și Muzeul de Istorie din Deja are o copie și noi, originalul aflându-se la Muzeul Național de Artă din București. Diploma militară, descoperită în castrul de la Gherla, eliberată la 2 iulie 133 era noastră, sub domnia împăratului Hadrian, soldatului Cornion, fiul lui Rivius, din cohorta Prima Britanică Miliaria, cu garnizoana la Cășei, nu departe de Gherla. Acest act reprezintă o copie extras autentificată de 7 martori după decretul lege dat la Roma cu privire la eliberarea din armată a anumitor contingente și conferea titularului dreptul de cetățenie și căsătorie. Piatra și cărămizile aflate cândva în edificiul fostului castru roman și a așezării civile din vecinătate au fost folosite ca material de construcție la edificarea cetății feudale și a numeroaselor clădiri armenești vechi, astăzi monumente istorice. Astfel au fost salvate câteva urme ale unei civilizații dezvoltate din bazinul Someșului Mic în epoca Daciei Romane. Salut, salut! Nu te supăra, poți să ne spui unde e primăria, te rog? E chiar aici, la doi pași în față. Că-l căutăm pe primar și de asta... Trebuie să-l găsiți acolo, dar uite, se pare că e domnul primar aici, în față. Chiar acolo. Păi hai să mergem să vorbim. Hai să mergem să vorbim cu el. Domnul primar, doi băieți aici. Bună ziua, bună ziua. Aș dori să vă întreb, am auzit că drumul acesta principal vreți să-l mutați pe fostul drum roman, care se află undeva în afara orașului, adevărat? Pe după cum vedeți și dumneavoastră, circulația pe acest drum, pe strada principală din orașul Gherla este deosebit de mare. Poluarea care o face pentru orașul Gherla nu e bună. În al doilea rând, după cum ați observat cât ați fost prin orașul Gherla, aproape toate clădirile sunt monumente istorice, clădiri din patrimoniul statului și prin circulația mare care se desfășoară aici, se zgude, se strică, vor fi deosebit de periculos pentru dărâmarea lor. Vrem să mutăm și încercăm, am încercat din 1995, să deviem această circulație prin partea de nord a orașului, de la Băița spre Dej. Au început lucrările la acest drum? Lucrările le-am început în 1998. Da. Am făcut podurile. Podurile sunt în 90% terminate, 90%. Mai avem un pod care a început în 99, dar neterminat. Și aceasta din lipsă de fonduri și în special din lipsa preocupării societății cu care noi am contractat lucrarea. Am avut bani. În prezent nu mai avem niciun ban pentru pod. Ori de la fondurile centrale centralizate nu obținem fonduri pentru. Totul s-a făcut din fondurile bănești ale orașului Gherla. Dacă dumneavoastră construiți acest drum peste drumul roman, drumul roman istoric, o să se mai poată fi văzut de cineva? Bineînțeles, noi nu acoperim părțile drumului roman. Îl întreținem, îl amenajăm, îl facem bun de circulație, pentru că el cu timpul a devenit un drum sătesc, un drum comunal. Și nu se putea circula. Acum îl facem circulabil pentru toate autovehicolele care vor circula pe el. Și nu se, structura lui nu va fi deranjată cu nimic, pentru că este la o adâncime destul de mare. Drumul va fi vizibil și structura drumului roman va fi vizibil și altădată.
din zona castrului și așezării romane de la Gherla, al căror nume roman nu ni s-a păstrat, drumul urma în aval cursul Someșului Mic până la confluența celor două Someșuri și mai departe ajungea la castrul de la Cășei. Aici își avea garnizoana Cohors Prima Britannica Miliaria. La Cășei au fost descoperite o diplomă militară și o inscripție ce atestă numele latin al râului Someș, Samos. În apropierea acestui castru au putut fi identificate pe teren urmele drumului roman pe o distanță de aproape 6 km. Se impune a fi făcută precizarea că, în afara orașelor sau castrelor militare, drumurile nu mai erau acoperite cu dale de piatră, așa cum pot fi văzute la Porolisum, ci doar cu piatră spartă sau pietriș, așa cum atestă secțiunile arheologice sau cele accidentale. De la trasarea acestor drumuri de către inginerii romani gromatici, care adoptau soluțiile cele mai logice în funcție de formele de relief, evitându-se atât zonele inundabile cât și creasta expusă a înălțimilor și până la construcția propriu-zisă, totul stă mărturie pentru geniul civilizației romane. Poate cândva vor fi dezvelite mai multe porțiuni ale acestor drumuri romane, ca probă evidentă a trăiniciei a ceea ce romanii au durat în provincia de la nord de Dunăre, ca peste tot de altfel. În episodul următor al emisiunii vom rămâne tot la Gherla. După perioada romană, localitatea va parcurge zbuciumate epoci istorice, mai ales în Evul Mediu. O dezvoltare interesantă va cunoaște după așezarea armenilor în zonă. Vezi, Victor, aici e biserica armenească. Da, da. Tu știi că înăuntru este un tablou de Rubens. Da, am auzit ceva, să întrebăm pe preot. Hai să mergem să vedem.